Nu poți să-l mănânci pe ăla scumpo? Stai să-ți fac unul mai sigur din ciocolată. Hai să topim rapid pepitele astea. Să-l umplem. Wow, cred că merge. Și premiul pentru cel mai testat merge la mine. Aha, poftim. Wow. Nu, 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 domnișoară! Mai întâi, mănâncă sterciul! E un slime, dar nu unul distractiv! Urăsc sterciul! Și tata vrea să se distreze puțin! Jucăria mea preferată cu dulciuri! Te-am prins! Vino la tata! Super! Ce? Poți să mănânc și eu una? Știu! Zi a! Ce? Dacă o vrei pe asta, mănâncă sterciul! Orice pentru dulciuri! Trebuie să-l pap pe tot! Haide, Chloe, știu că poți! Oh, ce fetiță cu minte! Mă mai joc puțin! Ok! Am ajuns atât de departe! Nu mai pot să renunț acum! E ultima! Gata! Oh, bravo, Chloe! Poți o iei tu pe ultima! Nu prea e corect! Dar, bine, ok! Ai strănutat? Stai să-ți iau temperatura. Arzi! Ia să vedem valoarea. Ok. Nu sunt bolnavă. Arde rău. El spune că ești. Siropul de tuse vine să te salveze. Ai nevoie de medicamente. O lingură la câteva ore. Nu accept niciun refuz. Acum spune Nu! Bine! Ia să văd ce am în servieta mea cu dulciuri. Prețioasele mele! Super! Am o idee! O să-ți fac o acadea medicament. Minunat! Și o înmuiem puțin în toalete. O să fie delicioasă și irezistibilă. Nu o să simtă diferența. E perfectă. Scumpo, vrei o acadea? Acadea? Mersi, tati. Cu plăcere, scumpo. Sunt un geniu. Ce sunt astea? Trebuie să dau cu aspiratorul. Scumpo, du-te puțin pe afară, ok? Hai să ne apucăm de treabă. Ok. Știi cum se spune? O casă curată e o casă fericită. Minunat! Coborul arată ca nou acum. E curat acum. Tati, m-am întors. Nu! Abia am făcut curat. Dar am o idee. Imaginează-ți că ăștia sunt noii tăi pantofi. Un pârț frumos de balon. Noroc că nu e unul puturos. Ta-da! Perfecțiune! Criza a fost evitată. Acum poți să treci. Mersi, tati! Cu plăcere! Cum de s-a întâmplat asta? E inacceptabil! Ups! 1 plus 1! Are două picioare! O să trag un pui de somn rapid! Plouă? E ciocolată!
Poata de ciocolată și-a lăsat urmele peste tot. Trebuie să investighez problema. S-a activat Sherlock Holmes. Trebuie să urmez indiciile. Aha! Bună, tati! Papa bun! Ce se întâmplă? Vino la mine! Haide! Ok! Dă-mi borcanul! Am o idee! Nu mai vreau să văd niciodată urme de ciocolată pe pereții mei! Nimeni nu poate refuza o lingură plină de Nutella! Bombonele! Să ningă, să ningă, să ningă! Un deliciu! Arată mult mai bine! Ți-am adus o gustare! Oh, wow! Oh, mersi, tati! Papa, bun! Cu mare plăcere, scumpo! Trebuie să plec! Bună, Chloe! Vrei să dansăm? Ura! Ce se petrece aici? Pleacă de aici! E așa distractiv! Ajunge! Nu vreau să petrec timp în aceste lumi virtuale! Dar vreau să dansez! Am o idee mai bună! Hai să mergem la plajă unde poți petrece timp cu oameni adevărați! Ce spui? Wow! Oameni adevărați? Hai să facem, tată! Dar mă dor picioarele de la atâta dans! Ce tot face? Tati, sunt gata! Oh, am înțeles! Ok, orice pentru mica mea prințesă. Ha? Să mergem, dragă. Chloe se distrează așa. Stai puțin. Ce s-a întâmplat? Nu sunt o torță umană, tati. Ce s-a întâmplat, dragă? Cred că nisipul îmi prăjește picioarele. Iată de tine. Hei, chiar ar putea să funcționeze. Dar trebuie să mă ajuți. Știu ce fac, ai încredere în mine. Acum calcă pe astea. Dreptul și stângul. Hei, astea sunt cele mai cool sandale pe care le-am avut vreodată. Mersi, tati. Cu multă plăcere, dulceață. Prietenii mei vor fi atât de geloși. Dar nu mai am nevoie de ele. Tata, o să-mi fac o nouă pereche mai târziu. E timpul să ne jucăm de sirena. Chloe, e periculos. Ce tot faci? Dar, tată, vreau să înnoți! Am o idee! Chloe trebuie să fie bine și în siguranță, pentru că altfel soția mea o să fie supărată și apoi va trebui să-mi sap singur mormântul. Exact de asta aveam nevoie! Bine că am studiat ingineria în facultate! Uite cum îmi e de folos diploma! Clar o folosesc așa cum trebuie! E gata! Vino aici, Chloe! O piscină privată! Asta e mai mare decât casa noastră! Mersi, tată! Ești supereroul meu! Pot să-mi invit prietenii la o petrecere la piscină? Putem să facem și o cursă de înot! Da, asta o să facem! Bigfoot, o să te prindă! Bigfoot are nevoie de odihnă și de mâncare! Chloe, ce e asta? Bigfoot face mizerie cu picioarele ei! Nu merge așa! Am o altă idee, isteață! Soția mea e norocoasă să mă aibă ca soț, știi? Uite cât de mult lucrez, pentru ca ea să aibă cât mai puține lucruri de spălat. Bigfoot trebuie să-și țină curate piciorușele pentru ca tatăl ei să fie mândru. Tată, tu nu ești fricoșător. Trebuie să fac pipi, dar unde? Tati! Trebuie să fac pipi, acum! Pipi? Hai, repede! Poți să folosești asta! O pui aici? Tata, eu nu pot să fac pipi pe picioare! Dar ce putem face? Să vedem! Nu poți face pipi aici? Exact de asta am nevoie! O să luăm astea mai târziu! Urmează-mă! Deci, dragă, uite! Tatăl tău o să-ți creeze o toaletă luxoasă! Mereu am un colac dintre ăsta cu mine! Nu se știe niciodată când ai nevoie de unul! Tada! În sfârșit! Dar, tată, toată lumea se uită la mine! Hai să folosim pătura ta preferată ca să poți avea puțină intimitate! Dar, tată, o să-mi cumperi o nouă pătură, nu-i așa? Da, dar nu acum, dragă! Poți să te grăbești, te rog! În sfârșit, puțin timp pentru mine! Tată, haide, m-am Chloe, nu ai deloc maniere!
Ah, ce poveste romantică! Ah, simturile mele de păianjen mă furnică! Chloe? Tati! Degetul meu! E înțepat! Poți să scoți așchia asta, te rog? Stai să văd, dragă! Trebuie să o scoatem! Nu așa! Ok, hai să încercăm altceva! Un tătic bun e mereu pregătit! Ce e aia? Asta o să rezolve problema! Nu-ți face griji, dragă! Nu o să doară deloc! Nu! O să-i spun mamei că mă torturezi! Răbdare, micuțo! Ai încredere în mine! Asta-i wow, tot! Wow! Ar trebui să fii doctor! Mersi, tati! Cu plăcere! Hai să mergem să-ți curățăm fața până nu sună din nou mama ta! Delicios! Oh, nu, înghețata mea! S-a topit ca Olaf într-o zi de vară! Nu mai e gheață, doar cremă acum! Da! A? Ce s-a întâmplat? Uită-te la înghețata mea cu aromă de bezea! Nu-ți face griji, dragă! Știu ce să fac! Și ciocolata s-a topit, așa că hai să o folosim! O să fie delicios! O să vezi! Milkshake-ul cu ciocolată și bezea e gata, domnișoară! Ha! Încearcă așa! Wow! Mersi, tati! E așa delicios! Nu pot să las gunoiul aici? Mami și tati m-au educat mai bine de atât! Oh, ce e asta? Ce frumoasă e! Pepenele e fructul meu preferat! Îmi doresc foarte tare rochia asta! Tati! Tati, poți să-mi cumperi rochia asta? Cât costă? Am ceva mult mai bun, dulceață! Vrei să te duci să stai acolo? Du-te! Ok! Nu te mișca acum! Spune brânză! Nu, spune pepene! Pepene! Știu cum s-a simțit soția mea în timpul sarcinii! Chloe! Bună, ce? Ne-a adus Barza un nou bebeluș? Am ceva pentru tine! Dorințele mele se îndeplinesc! O să am o sărioară! Ce? Nu! Și mai bine! Adică două sărioare? Un pepene, Chloe! Și asta cum e mai bine? Oricum nu vreau să mănânc! Mi-e sete! Sete? Nicio problemă! O să-ți fac cel mai bun mocktail pe care l-ai băut! Să începem operațiunea! Să fii tată înseamnă că trebuie să fii doctor, arhitect, fotograf, barman și lista poate continua! E greu, după cum știi! Dar mă pricep la asta! Nu pot să o mai las pe micuța asta dependentă de suc să mai aștepte! Asta merge la gunoi? Am nevoie doar de asta! Ar trebui să-mi deschid un magazin de sucuri cu abilitățile astea! O să fie cel mai tare loc din oraș! Iar tu poți fi persoana responsabilă cu controlul calității, Chloe! Wow, tată! Arată grozav! O să am totuși nevoie de 5 pahare pentru teste! Mersi, tati! Orice pentru tine, dragă! Cu plăcere! Mi-e așa foame! Fructele sunt întotdeauna o alegere bună, pare bun și sănătos! O să iau eu ăsta! Mersi! Ce s-a întâmplat? Cred că știu cine e micul hoț! Delicios! Așa suculent! Eu nu renunț! Dar ți-am spus că o să fac orice ca să câștig! Ce s-a întâmplat, dragă? Aia sunt dinții tăi? Da! Cred că trebuie să fac ceva în legătură cu asta! Așteaptă aici! Sper că soția mea nu o să ajungă acasă înainte să rezolvăm situația asta! Iureul de mere cred că este singurul pe care o să-l poată mânca o perioadă. Ei bine, să sperăm că zâna măseluța a hotărât că nu vrea dinții lui Chloe. Nu ar trebui să fie mare lucru. Chiar mai bine decât înainte. O să-ți placă mult asta, Chloe. Încearcă. Ce delicios. Mai vreau. Mersi, tati. Cu plăcere. E rețeta bunicii! Haide, dragă! Trebuie să-ți mănânci terciul! Nu! Nu poți să mă obligi! Dar e bun pentru tine! Vine avionul! Deschide gura! Chloe! Nu vreau terci! Vrei să mă omori? Prezentarea este totul! Trebuie să vinzi ideea! Asta e o lecție de marketing aplicat! Ce zici dacă încerci aroma asta nouă de înghețată? Ce aromă? Tu să-mi spui!
Care-i verdictul? Îmi place! Cred că am luat un golden buz. Tati! Da, dragă? Poți să-mi faci coafura asta? Vreau să arăt ca păpușa mea. Sigur, dragă! Cred că pot să adaug și stilist la CV-ul meu acum. Asta o să mă ajute să economisesc bani pentru fondul tău de facultate. Și gata! Ești așa frumoasă! Mua! Ești gata de bani! Serios? Mai degrabă sunt gata de Halloween! Voiam aceeași nu trebuie să rezolv asta! Dar cu ce? Nu? Nu? Poate? Ei bine, nu e nimic rău dacă încerc, cred. Dar nu cred că am nevoie de asta. Am o idee! Pornim motoarele! Gata de decolare, capitane! Ce tot faci? Așa fac eu curățenie. Stai să văd. Găsește cele 7 diferențe. Mai trebuie să fac un singur lucru. Capodopera mea e completă. Wow! Mersi, tati! Cu plăcere! Sunt o zână! Am nevoie de puțină pace. E timpul meu să mă relaxez cu cartea mea. Tati! Hai să dansăm așa! Privește! Așa se dansează acum? Nu e așa greu! Uite! Pe vremea mea dansam boogie! Yay! Nu te uita, Kissy Missy! Stai! Și dansam pe muzică disco! Tati! Nu! Alea sunt ridicole! Încearcă asta! O să fie mai bine! Ok, dragă! De ce nu? Wow! Just dance! Gonna be ok! Da-da-du-du-du! Just dance! Spin that record, babe! Da-da-du-du! Rock pentru totdeauna, dragă! Lasă-mă să-ți arăt cum se dansează! Strike a pose! Yay! Come on, Vogue! Let your body move! Ești așa to the music! Oh, move to the music! Hey, hey, hey! Nu mă pot opri! Sunt așa obosit, dar am meritat pe deplin. Promit să lem că sunt pusă pe rele. Peretele ăsta gol mă inspiră să pictez. Nu! Voi desena nori! Ce e aia? A fost mai aproape. Chloe, acum nu! Acum niște copaci. Acum niște flori. Tati, îți place? Ce e dezastrul ăsta, domnișoară? Hai să ne jucăm de-a față ascunselea. Ok. 1, 2. Petrecerea cu ceai s-a terminat, doamnelor și domnilor. Puteți părăsi cu toții castelul. Prințesele vor să se odihnească. Ce faci, Chloe? Ce se petrece aici? Camera ta parcă a fost lovită de un uragan. Uraganul Chloe. Ce mizerie. O să trebuiască să curezi, domnișoară. Ce? Nu. Nu te aud! Păcat! Dulciuri! Prețioasele În cazul ăsta, va trebui să mănânc toate astea singur. O să încep cu cele albastre. Stai! Ok, o să fac. O să termin înainte ca tata să mănânce toate dulciurile de Halloween. Cum îndrăznește? Am muncit din greu să le primesc. Abracadabra! Sunt mai tare ca Sonic! Tati! Am terminat! Sunt cel mai rapid copil din oraș. Tati, dă bomboanele înapoi, acum! Ok, le meriți. Poftim. Cred că glumești, nu-i așa? Doar una? Cred că e mai bine decât niciuna. Am nevoie de cafea. Asta e ce cred eu că e? Cel mai dureros instrument de tortură al secolului? Durerea asta! Delicios, căpșuni! Ce s-a întâmplat, tati? Iau asta înapoi până când cureți astea. Dar... ok... Așteaptă-mă, cadea, o să te salvez. Tati, nu pot să fac asta. Mă rănesc la mâini. O biata de tine. Ia-o, curăț eu în locul tău. Dar privește și învață pentru data viitoare, ok? Înfășurăm banda adezivă așa. Asta ar trebui să fie de folos. Floare la ureche. Vezi? Wow! Ești așa deștept, tată! Pare așa distractiv! Vreau să încerc și eu! Hai să ne întrecem! O să strâng mai multe piese Lego decât tine! Privește cum câștig! Sunt
sunt distrugătorul! A mea, a mea, a mea! Ultima piesă! Victoria e a mea! Tati, am terminat! Felicitări, copile! Sunt mândru de tine! Oh, oh, nu se poate întâmpla asta! Oh, haide! Oh, părul meu superb! Sunt prea tânăr să chelesc! Chloe, am o întâlnire! Te rog să faci liniște! Deci, să verificăm mai întâi microfonul și camera! Totul trebuie să fie perfect! Asta e pentru ora de științe, tată! Dragă, lucrez aici, te rog, te ajut mai târziu! Începe! Bună, dragă! Bună, iubita! Ce s-a întâmplat cu părul tău? Te sun mai târziu! Bine? Chloe? Dă-mi ala! Stai, am o idee! După ce termin asta, o să o țină pe Chloe ocupată și o să se și distreze. Și să sperăm că o să pot să muncesc și eu puțin. E bine, dar am nevoie de încă un balon. Bine că mai avem unele rămase de la ziua de naștere a lui Chloe. Desigur, Chloe o să aibă nevoie de puțină strălucire. Fata mea dulce și îndrăzneață. O moștenește pe mama ei, știi? Pot să spun că locuiesc cu două regine ale dramei. Dar nu mă înțelege greșit, le iubesc cu toată inima. Destulă vorbărie. Chloe, vino aici. Uite, ce? Ți-am făcut o nouă jucărie. Wow, cool. Mersi, tată, ești cel mai tare. Uite ce de culori, ce frumos. Asta parcă e praf de zâne. A strănutat. Chloe e bolnavă. Trebuie să deblochez modul de supererou. Adică modul de super doctor. Aici era. Tati, ce faci aici? Nu-ți face griji, dragă? O să fii în siguranță. Dar nu sunt bolnavă. Nu-ți face griji? O să te faci repede bine cu medicamentul ăsta. Haide, deschide gura. Nu e așa rău precum crezi, promit. Nu, tată, nu vreau. Nu sunt bolnavă. Nu. Ce să fac? Ce ar face Mary Poppins? Aha, o lingură de zahăr face medicamentul să intre mai ușor. Asta e. Da. Ok, acum hai să facem elixirul magic. Nu există niciun copil în lumea asta care să reziste chestii astea. Dar copii, ascultați-mă, să nu luați niciodată dulciuri de la străini. Poate nu o să mai vreți să luați dulciuri nici de la tații voștri după ce vedeți asta. Ei bine. Chloe, vin! Nu sunt bolnavă! Poate vrei o acadea? Acadea? Pe asta nu o refuz! A mers! Asta e șansa mea să mă răzbun! Nu sunt toate astea un pic prea mult? Nu-ți face griji, tată, o să fii bine! Soarta mea e în mâinile tale, dragă! Dragă domnule sau doamnă, voi accepta oferta dumneavoastră de muncă cu salariul de 2 milioane de dolari pe lună. Asta e inacceptabil! Nu-ți face griji, dragă, știu ce să fac. Dar cum? Tatăl tău are mai multe trucuri în mânecă decât îți poți tu imagina. Lasă-l pe tatăl tău să-ți arate cum poți face minuni cu banda adezivă. Da, e ca și cum ai înfășura mumii. Nu că aș fi făcut asta cât timp am lucrat la muzeu. Dar tată, cum o să mai pot bea? E 100% rezistent la apă. Mai este un ultim pas, draga mea. Datorită acestui pai vei putea bea fără a mai strica tastatura. Mersi, tati. Pentru asta sunt tații. Nu din nou. Chloe, cred că ai darul de a crea un dezastru colosal într-un timp atât de scurt. Sper că asta să-ți aducă cumva o bursă școlară. Ok, hai să curățăm camera. Asta e muncă grea. Deja am nevoie de o vacanță. Asta e pentru mine? Arată atât de delicios. Noua mea acadea. Nu? Așa mult păr ca la un om al peșterilor. Asta o să fie perfect. Da. Faptul că ești tată îți menține creativitatea la cote maxime, pentru că mereu e o problemă nouă de rezolvat. O capsulă excelentă pentru a cădea. Chloe, uite ce am găsit. Nu! Nada, nada. Uite-te acum. O acadea. Și închide. Acadeaua mea a dispărut. Nu-ți face griji? Uite, încă e curată. Mersi, tati. Fac orice pentru a vedea sâmbețelul ăla drăguț.
Hai să vedem noile bârfe despre celebrități. Călătoria mea de afaceri s-a terminat mai devreme. Am ajuns acasă. Ce? Mami, mi-a fost așa dor de tine. Chloe, nu! E timpul să-mi iau zborul. Și mie mi-a fost dor de tine, scumpă. Ajunge! Te iubesc, mămică! Soțiorule, asta e Prada. Cred că glumești. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Am venit! Și mie mi-a fost dor de tine, scumpo. Te iubesc, mami. You win! O să te găsesc eu. E atât de periculos! Ce se întâmplă? Cred că trebuie să mă relaxez. Plec în vacanță! Pa! Hai să ne jucăm! Broccoli, daddy! Trebuie să mănânci mâncare sănătoasă. Te arăt eu ție. O supă, mama. Mama, sunt alergică la broccoli. Bună, iubito. E totul în regulă. Nu te aud. Te-am prins! E timpul să mănânci, scumpo! Gura mare! Ce fată cu minte! Încă una! Scumpo, te-ai murdărit! E mai bine ca înainte! Iar am pierdut! Daddy! Ce s-a întâmplat? M-am plictisit! Joacă-te cu mine! Ok! Poftim! Unde sunt bateriile? Stai așa! Ups! Poate vrei niște apă? Lu! Fă curat! Nu! A fost cât pe ce? Daddy, uite! Bravo, scumpo! Distractiv.
Scumpo, ce s-a întâmplat? Tati, e un monstru! Oh, Scumpo, ești o fetiță mare! E doar o umbră! Culcă-te la loc! Mersi, tati! Noapte bună, Scumpo! Stai departe de fica mea! Bine, sigur! Scumpo, cum ai? Poftim? Poftim? Tati, tati, ești ok? Fă-ți mișto de mine! Și acum, fă curat! Să vedem! Apă! Hei! Poți deschide sticla asta pentru mine? Ok! Poftim! Merci! La 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 la! Făină? Trebuie să-i dăm o lecție. Frate! Ești nou aici? Eu sunt Gary. Nimeni nu o să știe. Ea o să știe. Cum ar putea să știe? Drăguț! Asta e pentru tine. Mănâncă tu primul. Merci. Vreau să mă joc. Uite, uite, dragonul. Serios? Crezi că suntem atât de proști? Unde-i dragonul? Zack, haide! Ce? Unde mi-e telefonul? Am altul. Îți dau 50 de dolari dacă stai așa. Ai nevoie de plaș. Nu! Ajutor! Ce? Sunt alergic la cosmetice! Haide! Nu ne mai trata așa! Da! Încă ai ruși pe buze! Dar eu voiam doar să mă joc! Atunci hai să ne jucăm! Eu arunc! Tu prinzi! Să începem! Drăguț! Și eu vreau... Da! Drăguț! Hmm.
Jenny! Nu răceală! Grăbește-te! E inutil! Hei! Jenny! Da! Și eu vreau o acadea! Tu ești băiat mare! Sunt mai bine acum! One, two, three!